La Paști. Astăzi, în sufragerie, dormitau pe o farfurie, necăjite și mânjite, 10 ouă înroșite. Un ou alb, abia ouat, cu mirare le-a întrebat: "Ce vă este, frățioare? Ce vă doare? Nu vă ninge, nu vă plouă, stați gătite în haină nouă, parcă, Dumnezeu mă ierte, n-ați fi ouă." "Suntem fierte," zise un ou rotund și frez, lângă pasca cu orez. Și, schimbându-și brusc alura, toate au început cu gura. "Până la urmă, tot nu scap. Ne gătește de paradă. Ne ciocnește cap în cap și ne zvârle coaja în stradă. Ce rușine! Ce dezastru! Preferam să fiu omletă. Eu, de m-ar fi dat la cloșcă, aș fi scos un pui albastru. Și eu unul violet. Eu, mai bine ar fi să tac. Așa galben sunt că-mi vine să-mi închipui că pe mine m-a ouat un cozonac."